Bine v-am găsit, stimați spectatori. Vă reamintesc că ne aflăm în sala de fitness și culturism condusă de Iulian și Loredana Macari. Alături de noi avem un nou elev care, cu ajutorul antrenorului Iulian Macari, ne va prezenta următoarele exerciții. Alături de noi este elevul Micu Sergiu. Sergiu, și cu Iulian continuăm. Ok, Sergiu o să ne demonstreze un exercițiu pentru centura abdominală. E așa numită planșă. E o mișcare, de fapt, e o izometrie. Ideal ar fi ca nimic să nu se miște pe durata acestui exercițiu. Și o să-l rugăm să ne demonstreze o planșă pe palme. Ok, în acest moment, Sergiu are o poziție ideală, cu palmele sub umeri. Capul aliniat cu restul coloanei, e strâns puțin abdomenul, bazinul are o ușoară rotație internă, astfel încât contracția pe abdomen este una maximă. O să vedeți că dacă îl mai ținem un pic aici, începe să tremure. Da? E menținută corect, e o poziție destul de grea. Și preferăm să menținem clienții în această poziție până încep să piardă forma. Fie că e vorba de bazin, da? Începe să coboare bazinul pentru că obosește abdomenul și preiau mușchii spatelui această mișcare, fie că e vorba de umeri. Da? În principiu, cam asta. E o mișcare simplă, dar e destul simplă la vedere, dar e destul de tehnică. Ok, mai departe, coborând la trâna inferioară, foarte important, între bazin și genunchi se află 50% din masa musculară a corpului, așa că e important să antrenăm din plin aceste zone, sunt coapsele și fesele, mușchi foarte puternici, mușchi foarte mari. Vom antrena mușchii anteriori ai coapsei, quadriceps, pe acest aparat. Okay. Sergio o să ne arate câteva extensii. Din nou, avem parte de un exercițiu izolat. Doar genunchiul se mișcă, mușchii antrenați sunt cei de deasupra coapsei. Pe partea de extensie se dă aerul afară puternic. Din nou observăm cât control există pe mișcare. Și mai departe o să mergem alături la aparatul de flexii. Aici antrenăm partea posterioară a coapselor. O să rugăm pe Sergiu să ne demonstreze. Partea bună pe aparatură e nu numai aceea că avem control dat de pârghiile gata așezate, ci și de faptul că putem regla foarte ușor greutatea. Rezistența e dată de un cui pe care îl introducem la numărul de kilograme adecvat mișcării pe care dorim să o executăm. Ok, din nou control foarte bun. Și dacă e să implementăm aceste mișcări, aceste grupe musculare împreună într-o singură zi, în viața de zi cu zi, și să mai adăugăm și fesele, o să ajungem la genoflexiune. Unul din cele mai populare exerciții, care adesea e executat ușor deficitar. Așa, genoflexiunile fără greutăți? Deocamdată fără greutate. Executate destul de lent și adecvat, ele au rezistența necesară, trunchiul, da, ca să fie stimulate. Pe măsură ce crește forța, putem adăuga un disc, câteva gantere, din nou, se crește treptat, până să ajungem să încărcăm, nu știu, cu bara pe piept sau pe ceafă, dar de obicei genul cu bara lăsăm strict pentru zona de performanță, nu pentru zona de fitness. Sergiu, dacă vrei, câteva genoflexiuni. Ok. Tălpile sunt depărtate un pic mai mult decât lățimea umerilor. Genunchiul rămâne fix. Bazinul este împins tare înapoi pe măsura coborării.
dacă vrem să asociem partea asta de coborâre, mai degrabă o asociem cu deschiderea unei uși cu fundul. Da? Pur și simplu un pic în bazin înapoi pentru a deschide o ușă. Cu cât punem mai multă presiune pe pârghia asta creată de bazinul împins înapoi, cu atât lăsăm genunchii mai liberi de presiune. În momentul în care genuflexiunea noastră începe cu mișcarea genunchilor, deja presiunea pe tendonul patelar este prea mare. În continuare aș dori, eu mă pun în postura celui care a venit acum la sală și mi-aș dori să arăt foarte bine, mi-aș dori să fac aceste exerciții o zi da, o zi nu, mă odihnesc și așa mai departe. Mai că mă interesează mai mult anumite categorii sau ca să spun așa, mă interesează mai mult brațele pentru că eu sunt bărbat și vreau să am brațe frumoase, mă interesează mai mult pieptul, că vreau să am un piept impunător, mă interesează gâtul pentru că nu vreau să am un gât de lebădă, ca să zic așa, și un corp mare, mă interesează să am picioare puternice, abdomen plat fără reclama aia, știi, să stau la vopsit la gard. Cum aș putea să fac asta? Se pare că v-ați uitat foarte mult la televizor. Pentru că... Ăsta sunt. Eu nu cunosc, nu știu. Exact asta promovează media, din păcate. Ce pune un accent enorm pe cât de bine arată lumea, nu pe cât de funcționali și pe cât de sănătoși suntem. Prima mea indicație e să avem grijă la echilibru. Degeaba avem brațe enorme dacă nu regăsim acest echilibru și pe coapse. Degeaba putem ridica 100 de kilograme de la sol dacă nu putem alerga un kilometru. Trebuie să găsim balanța care ne face foarte funcționali. Să ne gândim că o evoluție de milioane de ani a omului, om care a fost conceput genetic pentru mers, alergare, aruncare, nu are cum să se oprească brusc acum și să ne gândim că, ok, tot ce ne trebuie, brațe mari, piept mare. Așa că... Deci, într-un cuvânt, dar că am trebuit schimbată puțin mentalitatea. Exact. Excludem complet mentalitatea de lucru izolat, vreau să fac doar brațe, vreau să fac doar piept. Cu cât antrenăm mai bine întregul corp, cu atât cresc avantajele pentru cel care execută. În continuare, am lucrat pieptul, am lucrat spatele, am lucrat tricepsul, am lucrat bicepsul, am lucrat picioarele, lucrăm și abdomenul, nu? Am lucrat și abdomenul. Numai în poziția aia, fără exerciții specifice abdominale, ca să zic așa, pentru mușchi abdominali. Ok, o să facem atunci. Știți de ce? Pentru că văd acolo un aparat la care se lucrează pentru abdomen, mai văd acolo unul, marea majoritate care vin în sală, v-am zis, eu mă pun în postura celui care vine în sală și mă uit, văd, ăla lucrează acolo, ăla lucrează. Mie mi se pare ieșit din comun ca eu să fac planșă, da, să stau în mâini pentru abdomen, când ăla lucrează la înclinat, ăla la declinat, iar ăla la aparatul ăla, nu știu cum se numește. Ok. Paralelii sau nu știu ce e. Așa e, dar ține cont că Sergiu e începător. De asta păi eu sunt începătorul și mă uit la ăla. Asta era ideea. Așa e. Ce trebuie să îi facem pe client să înțeleagă e că centura abdominală la exterior, cu dreptul abdominal și mușchii oblici, trebuie să fie foarte, foarte mobilă, flexibilă pe orice direcție. Cu cât mergem mai aproape de intestine, spre centura abdominală, mușchii interni, care se apropiază de coloana vertebrală, transvers abdominis, cu atât mai puternic trebuie să fie zona respectivă. Dar mișcările în general de flexie, da, cum sunt majoritatea crunch-urilor, ne aduc cu contracție foarte puternică pe dreptul abdominal. Într-adevăr, facem pătrățele, însă, din nou, apare problema cifozei. Pentru că mușchii ăștia vor fi foarte tonifiați permanent, ne regăsim aici. Ok? Și... Da. Rotunjim iarăși zona toracică. Așa că, în general, la fel, revenind la zona de performanță. Recomandăm crunch-urile astea din declinat, cele pe aparate, doar celor care au nevoie de un
cor, da, o centură abdominală deosebit de puternică. Văd aici la dumneavoastră în sală, văd și tineri doamne și domnișoare care se antrenează. Nu cred că mai are rost să mergem și la ele, pentru că sunt sigur că același lucru îl va spune și Loredana, nu? Da, sau cum doriți? Poate. Se poate, nu? Cum doriți, nu. În general suntem îndrumați de aceeași mentalitate, ne pregătim pe partea profesională cu aceleași cursuri. N-aș vrea să spună că vreau să fac o diferență între sexe sau să fiu... Aș ruga-o pe Loredana să ne explice ce face acum cu doamna. Doamna pe care o antrenează? Da. Ok. Loredana face o mișcare de încălzire, acela e un antrenament individual, 1-1. Antrenamentul Loredanei în momentul ăsta, după cum spuneam, este un 1-1. În condițiile în care se ocupă individual de fiecare mișcare pe care o face. E în afara sălii, e ceva unde atenția la detaliu nu are limită. Avem o interlocutoare. Cum se numește? Cristina, mă numesc. Cristina, de ce vii la sală? Pentru întreținerea fizică și pentru un tonus cât mai bun. Ce urmărești? Ce urmăresc? Urmăresc să arăt bine, să mă mențin. Deci, în primul rând, pentru un fizic plăcut. Pentru un fizic plăcut. Și de câte ori vii la sală? De aproape fiecare zi. Fiecare zi. Totuși, viața cotidiană și așa mai departe, îți permite să poți veni zilnic? Da, îmi permite. Deci în weekend nu merg, dar în săptămână merg aproape în fiecare zi. Și de cât timp? De anul trecut. Deci aveți un an de zile, da? Da. Acum ce lucrați? Acum lucrez... Spate. Da, spate. Perfect, spor la treabă. Pentru marea majoritate a celor care vin în sălile de fitness, intră în aceste săli cu o idee preconcepută. Adică, vin, vreau să lucrez pieptul, vreau să lucrez spatele și așa mai departe. Stimați telespectatori, ideea acestei emisiuni nu este de a arăta ce buni suntem noi și ce tari suntem noi. Ideea acestei emisiuni este să încurajăm sportul, să încurajăm persoanele să vină să facă sport, dar am dori pentru cei care își doresc cu adevărat să facă acest lucru, să-l facă de calitate, să-l facă sub îndrumarea instructorilor și a antrenorilor care îi pot învăța, le pot arăta exercițiile care sunt cele mai bune pentru ei, pentru că au în spate ani de experiență, au studii și școli pentru așa ceva. Dacă greșesc cu ceva... Nu. Noi ne dorim ca toată lumea să se antreneze cât mai în siguranță și cu mișcări specifice nevoilor lor. Am spus nevoilor pentru că nu ne concentrăm doar pe obiective, ci și pe nevoi. Noi știm, da, bine, ei își doresc ceva, dar nevoile sunt cu totul altele. Important este să vină la sală pentru că sala le dă, eliberează de stres, ca să zic așa, le dă o postură, nu? Să folosesc cuvintele pe care le-a zis și zic eu că puțină sănătate. Exact. Despre avantajele sportului nu cred că are rost să reluăm. Noi ne bucurăm atunci când vedem practicanții mișcării sub orice formă. Nu doar în sală, da? Și în exteriorul sălii, în parcuri, în, nu știu, la bazinul de not, sub orice formă. Îmi crește inima de bucurie. Așa că nu trebuie să ne rezumăm doar la ce se întâmplă aici. Aici un mediu controlat, în care avem supraveghere mai bună, avem varietate, putem lucra atent și atunci când lucrăm sub supravegherea unui ochi antrenat, ajungem mai repede la obiectivele dorite. Stimați telespectatori, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Cu siguranță vom mai reveni
cu sălile de fitness și cu ce se întâmplă în ele. Ce pot să vă spun este că nu uitați să faceți sport pentru o stare de bine. La revedere! Mă schimb când încep antrenamentul.